cei care participă la alegerile prezidențiale. Vreți să întrebăm pe ei de Molière? Nu cum îl chema pe Molière, nu în ce secol a trăit, că asta nu știe nimeni, da? Dar ce făcea? Da, care a fost viața lui? Să ne spună câte ceva despre el. Da? Definiția teatrului este Molière. Când spui teatru undeva în lume, spui Molière. Este... Fără el nu există teatru. Da? Bun. Om care, după cum știți, s-a și murit de altfel pe scenă. Bun. Da. Există vreun interes? Nu. Ai nevoie, cum vă spuneam zilele trecute, exact de aici. Degeaba vorbești cu substanță, că nu te ascultă nimeni. Credeți că acolo o discuție despre Molière, ia începeți acasă voi, intelectualilor, o discuție despre Molière în familie, să vedeți după două minute vă mai ascultă cineva? Eu zic că nu vă mai ascultă nimeni. Deci hai să nu ne gargarizăm, că ăsta e nivelul național. Da? Cultura generală, în momentul ăsta, cu Facebook, cu WhatsApp, cu Instagram, cu Messenger și cu rețele de socializare, încă o dată vă spun. Deci n-am văzut în viața mea mai mult de 2 sau 3 oameni, da, în mijloacele de transport, de când circul cu ele, să intre pe internet pe altceva decât pe rețelele pe care le-am numit înainte. Deci ăsta e nivelul culturii. Deci și pe internet poți să vezi piesele de teatru ale lui Molière. Da? Probabil că poți să-l vezi pe Molière numai în izmene. Vorba lui Bagdati. Da? Deci poți să afli despre Molière orice. Poți să-l citești din scoarță în scoarță. A mai fost și scriitor, printre altele, fine. Nu importa asta, să ne știți. Da? Dar, încă o dată, atacăm un domeniu, ministru culturii, adjunct, ce vorbiți, bă, băieți, bă? Ce reprezentați voi, bă, în cultura asta? Uitați-vă cum se exprimă asta, Irimia asta, Ardeal Irimia asta. Ce aveți, mă, voi cu cultura, bă? Mă, măcar nu vă legați de lucruri. Vorbiți de piloții de la Tarom, da, vorbiți de ce se întâmplă prin spitale. Uite, ca Libertatea și ca și Clicul. Vreți să facem o razie prin redacțiile alea, să întrebăm de Molière pe aia? Da? Hai să fim serioși, bă. Ei știu despre cazul colectiv, despre cum va fi vremea în iarna asta, despre cât o să răcim, da, ce să mai mănâncă, ce e o travă prin mâncărurile pe care... Asta se pricep ei. Da? A murit Mihai Constantinescu, astea sunt, bă, tată. Nu țineți minte când ne spunea săptămânile trecute doamna secrieră aia, 30 de ani mai tânără, soața lui Mihai Constantinescu, gata, e salvat marele nostru artist. Și a găsit ea antidotul, da? La atacurile cerebrale și la atacurile de cord, îi pune să se asculte propria muzică. Mihai Constantinescu, în comă, din luna mai, și-a ascultat propriile melodii, altfel de neascultat, spuneam noi, la momentul respectiv. Uite că nu l-au ajutat prea mult și nici n-a ajuns prea departe. Totuși, să facem un pic de cultură, că pomeneam, fără să vrem, mai devreme, Vietnamul, la cunoștințe, poate că să întrebe tovarășul Robu, cei pe care îi angajează de aici înainte, uitați-vă puțin, așa arată una dintre granițele Vietnamului cu China. Uitați-vă puțin ce peisaj e acolo. Calartata. A, nu știu cât se poate apropia, mai bine să nu-l vedem că ne se face rău, a? Și cam așa se trece din Vietnam în China. Apropo, de în ce continent se află această graniță? Deci, domnul Caramitru, asta sunteți mare manager, am înțeles, și îi croiți pe aia, pe toți. Dați-le, domnule, din când, dar nu din luceafărul. Dați-le câte un test de cultură generală, cum se făcea pe vremuri. În justiție, cum se făcea în învățământ, cum se făcea în locurile astea, unde cât de cât trebuia să fii intelectual ca să poți să pătrunzi. Da? Că ne facem, domnule, de râs cu ăsta. A venit una săraca, bine îmbrăcată, frumușică. Toate diplomele le avea. Mai școlită decât noi, mai școlită decât oricine, sunt convins. Doamna asta, când a ajuns, s-a instalat la masă, a pus mâna pe mouse, da? A deschis computerul, a făcut pe acolo niște fișiere și a zis, a ridicat telefonul sau pus simplu pe WhatsApp direct, a zis, vreau și eu. Așa se spune, vreau și eu. Dar cine a mai vrut înaintea ta, Tuto? Cine a mai vrut adresa de e-mail a lui Molière? Vreau și eu adresa de e-mail a domnului dl.ului Molière. Scris M-O-L-I-R. Da? Aia, să fie uitat și ei. Fi zis, da, ce Molière ăsta? Cine o fi? Are nume de pălărie, așa.
O să vedem. S-au mutat și ei cu Google imediat, bineînțeles. Acolo au scris Molière așa. O fi vreun pălărier de ăsta prin Timișoara bătrân, pe care îl cheamă așa. Dar ăla n-avea Facebook, n-avea adresă de e-mail. Și uite așa a ajuns doamna Eliza Covaci, neîmplinită, ca să nu mă exprim ca domnul Teodorovici, nesatisfăcută. Neîmplinită a ajuns doamna Covaci și până la urmă au aflat ăștia de ea și că domnul Robu ne-a transmis că dacă e așa, adică ce să fie așa? Să fi murit Molière sau ce? Dacă se confirmă, deci, că a murit tovarășul Molière, nu-i sigur încă, trebuie să se uite Robu pe Wikipedia, o dă afară pe doamna Eliza. Pentru ce? S-a răstit la mort. Am înțeles că așa o vor păți și ăștia lui Tolontan, ăștia cu filmulețul ăla de înjură pe morți la Colectiv, va fi cercetat pentru profanare de cadavre. I s-a găsit imediat o încadrare a lui ea. Așa faceți, bă. Dar vedeți, la Revoluție n-a înjurat nimeni, mă, pe străzile alea. Apropo, vedeți că aveți 30 de ani de întârziere, dragi procurori. Sau ce, nu se putea acolo, n-aveați voie. A, mă scuzați, n-aveați voie acolo. Acolo puteai să înjuri pe oricine pe stradă. Dar pe ăștia care înjură în cimitirul eroilor, da, se duc și le înjură sau scuipă peste cruci pe aia, nu-i luați la profanare? Sau pe aia care nu îngrijezi mormintele acolo de au crescut bălăriile cât casa aia cu ei, cu aia ce facem? Ma, domnul Robu, tot e o emisiune tristă, vreau să vă spun ceva, dar să știți că e pe bune. A murit, domnule Molière. A murit și vreți să vă spun ceva? A, parcă nu v-aș spune. N-a murit de moarte bună. Să știți, n-are sens să cercetați, că nu sună bine. Nasol de tot a fost cu el. Și a acuzat de multe, dar știți cum e, de morți numai de bine. E mort. E mort, asta cu adresa de e-mail, depinde dacă și-a închis-o sau nu. Și acum nu e o glumă, să știți că mi-a trimis Facebook cu zilele trecute o notificare, pentru că știți că am vreo 7 conturi. Și m-au întrebat direct, să știți. Zice, după ce nu veți mai fi, domnul Banciu, vreți să vă închidem Facebook-ul sau îl închideți dumneavoastră? Adică aveam alegere. Îl închid eu sau nu-l închid, dar îi las pe ei să-mi închidă contul când mă curăța. Nu știu de unde află Facebook chestia asta. Da? Ți-l pot închide ei. Îți fac serviciu ăsta. Țuchii ăla. Îți face el serviciu numai să-l mandatezi tu. Știți că așa e cu drepturile astea, cu datele personale. Așa e astăzi, așa ți se spune. Ne lăsați să vă dăm adresa de e-mail unui felcer care vinde mașini de cusut la mâna a doua? Ne lăsați să vă trimitem adresa de e-mail unei spălătorii auto din Breaking Bad? Deci așa te întreabă. Puteți să vă dați datele personale unui culegător de ciuperci din județul Maramureș care vinde ciupercile la italieni? Da? Așa te iau. Și ăsta m-a luat direct. Zice, nu, după ce nu veți mai fi. Sigur, se va întâmpla într-o zi. Vreți să vă închidem noi? Ne lăsați să vă închidem noi? Extraordinar. I-am dat acolo, nu știu ce, shutdown, delete, de la cu cap de mort, în fine. Cum am putut și eu să mă exprim. Și că au fost audiere enorme, cele mai lungi din istoria României. Astăzi l-ați văzut pe domnul Teodorovici, avea multe întrebări de pus. Apropo de noi miniștri, cu câți de ei, dragă, miniștri? Domnul Teodorovici, cu cât vrem noi, așa-i? Noi vrem cu mulți, că sunt mulți miniștri, dar din păcate am înțeles că nu i-a mers bine domnului Florin Câțu, vedeta guvernului nenăscut Orban Loiuș. Florin Câțu, care era la finanțe publice un fel de eminență cenușie, pare că totuși va fi dificil domnului Orban să continue cu el. În rest, întrebări peste întrebări. Apropo de Câțu, 19-19 a fost la el. Avea nevoie de un vot în plus, n-a luat. 19-19, zero abțineri. A vizat, de exemplu, favorabil Victor Costache pentru sănătate. Asta are și nume, să conducă sănătatea. Vă spuneam, este tot așa un om extrem de important. Generalul în rezervă Nicolae Ciucă, de exemplu, propus pentru a ocupa funcția de ministru al apărării naționale în guvernul Orman, a vis favorabil și el, 18-6. Costel Alexe, la mediu, ape, păduri, 23-5. Au fost și 5 abțineri. Nechita Adrian Oros,
la agricultură și dezvoltări rurale, 7, evident, au votat împotrivă că îl susțineau pe Daia. Bogdan Gheorghiu, propus pentru funcția de ministru al culturii, deci Gheorghiu, nu Ieremia, a vis pozitiv. Asta nu e necesară viza, nu ni se spune pentru cât timp. Așa, în fine, mai mulți scamatori dintre ăștia, dar discuții lungi. Nimeni n-a stat sub două ore, sub două ceasuri. N-a stat nimeni la audieri. Toți vreau să știe cât mai multe. Idee lăudabilă, desigur. Trebuie să știm pe cine propune. Bun, asta ieșirea în decor a domnului Teodorovici, apropo de curve blonde sau brunete sau politice, sau el știe mai bine. N-are sens să tot intrăm, că așa și-a cerut scuze și în cazul Gabriela Del Pupo acum câteva săptămâni, da, și până la urmă, de fapt, era tot el. Și-a cerut scuze, doamnă, nu mă reprezintă, nu sunt eu cel care... Adică a vorbit cumva gura ministrului de finanțe fără ministrul de finanțe. Ministrul de finanțe le-a plecat la treabă și vorbea gura fără el, să zice. Fals, minciună. Iată-l că astăzi a vorbit exact la fel. Într-adevăr, nu-și ceruse de fapt scuze, am înțeles, nici măcar în cazul nostru, dar dăduse un telefon așa ca să zică lumea că l-a dat, să se consemneze că a sunat. De notat, totuși, această decizie a Vioricăi Dăncilă de a-l numi pe Victor Negrescu, și cu asta ajungem la pauza publicitară, copilul minune al politicii românești, 34 de ani, europarlamentar, a fost ministru al dezvoltării, adică, vreau să spun, ministru al afacerilor europene, mai degrabă, acolo fusese ministru, un necunoscut pentru publicul larg, însă bine văzut în Europa, tinerel, a plecat, iată, de foarte devreme de acasă, probabil să sculase tot așa cu noaptea în cap Victor Negrescu, dacă el la 34 de ani are deja o super carte de vizită și chiar dacă nu este femeie, o să vă mirați, așa propusese Ursula von der Leyen, se pare că avea o cotă excepțională în Europa. El a fost propus așadar comisar european din partea României după colosalele eșecuri Rovana Plumb și Dan Nica, cu care s-a încăpățânat degeaba PSD-ul să-i păcălească pe europeni. Aici Iohannis a sărit, orgoliu din el a sărit, ca ars. Cum își permite prim-ministru demis să mai numească pe cineva? A sărit Ludovic Orban, au sărit toți. Cum își permite doamna Dăncilă? Se pare că doamna Dăncilă a sunat-o pe Gabriela Firea să-i propună poziția, numai că doamna Firea, evident, fiind în câmpul muncii și având de dus până la capăt programul cu care i-a cucerit pe bucureșteni, n-a putut, deci era flatată, n-a putut să accepte. E bine, nu se știe nici dacă domnul Negrescu acceptă, sau Negresco, poate ar fi mai bine să-i spunem, că am înțeles că și-a completat studiile la Paris. E bine, acest domn Negresco, fantasticul domn Negresco, da, ne va reprezenta probabil în calitate de comisar european, iată că și dacă este de stânga și dacă a fost numit de doamna Dăncilă, ultimul gest al doamnei Dăncilă ar putea să fie acesta. Poate să fie totuși o mutare nimerită, pentru că domnul Negrescu, am înțeles că deține la vârful degetului mic toată politica europeană și a organizat. Deci nu este un fel de Rareș Bogdan care numai gura e de el. Ăsta ar fi organizat și că niște întâlniri tripartite, România, Franța, Germania, pe acolo, s-a vorbit de politică externă. E un mic Titulescu ăsta. Se pare, nu Ponta. Rușine, era și Ponta. Ăla era Titulescu lui Năstase. Cam atâta istorie știe Adrian Năstase. Deci s-ar putea să avem totuși parte de un domn interesant, pe care poate că nu o să-l cunoaștem niciodată, dar asta depinde de el, dacă merităm să ne cunoască sau nu, dacă nu să-și vadă de drum acolo în Europa și să ne reprezinte cu onoare. Bun, publicitate și revenim. Conform lui Ion Cristoiu, că n-aș putea să spun sigur și evenimentului zilei, liderul PNL și viitorul prim-ministru Ludovic Orban cântă la mandolină în duetul interpretat cu Klaus Iohannis, un fel de sketch, dar denotat la mandolină, deci Ludovic Orban. La tătucuț mare, mare viitor, scriu Cața Venci,
cei trei mari candidați la alegerile prezidențiale nu vor vorbi cu noi niciodată, ăsta e mesajul, nu ne vor spune niciodată niciun adevăr. Vor trece ca muții și noi nu vom afla până la capătul lumii niciodată nimic din ceea ce trebuia să aflăm de la ei. Și cam ăsta ar fi mesajul. Să vă prezentăm și prima pagină din Libertatea, ziarul la modă, ziarul pe val în acest moment. Atenție mare să nu rupem aici un câștig. Trebuie să câștigați un frigider sau un aragaz, probabil, să nu rupeți imediat hârtia asta mov, purple, cum îi spune astăzi, așa. Ei bine, s-au dus într-un sat din județul Vaslui, pe care l-au intitulat Satul Plângerii. Acum să știți că vedeți în alb-negru, nu pentru că poza e în alb-negru, ci pentru că asta e calitatea de hârtie a ziarului. Așa? Ei bine, i-au găsit pe ăștia doi, un el și o ea, care au traversat toate epocile, probabil de pe vremea lui Ramses, cum ne spunea cineva, de la Ramses al doilea vin, și se pare că acum o vor mierli. Deci finalul PSD-ului nu o să-i mai prindă în viață, întrucât bat jocuri autorităților, bla, bla. Da, ce? E vreo noutate aici că își bat joc autoritățile de noi. Să nu uităm totuși în evenimentul zilei mă întorc, că poate mai circulă careva dintre voi cu trenul. S-a uitat în tren, că știți că în România se uită, da? Deci s-a uitat, s-a stricat, așa se spune, și Eminescu s-a murit. 300 de mii de euro valora vioara pe care unul a uitat-o într-un tren. Deci dacă mai mergeți cu trenul, că trenurile merg încet, poate totuși o să găsiți o vioară 300 de mii. Dar dacă i-o dați nașului cu 200 de mii, hai cu 100 de mii. Tot e bine că zâmbam bun și aia. Mai ales dacă vi dă cash nașul. Coborâți în gară la Bodoc, de exemplu, și tranzacționați acolo. Bun, să nu vă vadă totuși cineva din UDMR. Bun, publicitate și ne întoarcem cu Dan Bârac.